Și de ce doresc să alocăm această sumă Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Vrancea? Am avut un aranjament cât se poate de clar cu Ministrul Sănătății și cu fostul guvern. Am avut un aranjament transmis noului guvern, care ar fi trebuit să aloce 6 milioane de lei pentru a plăti ultimele facturi și pentru a achiziționa ultima aparatură de vârf medicală pentru Spitalul Județean Vrancea. Acest lucru nu s-a întâmplat la rectificarea făcută de domnul Orban și guvernul PNL. Au uitat să mai treacă cele 6 milioane necesare, fapt pentru care am avut o discuție când se poate declară cu managerul spitalului și fiind în situația în care se nu poate să-și ducă acordurile cadru la capăt pentru dotarea, așa cum am spus-o și așa cum am repetat-o, dotarea cu aparatură modernă de urgență a Spitalului Județean Vrancea, nu o să mai primim bani de la guvernul penelist. Și am hotărât că atunci banii se dă de la cetățenii județului Vrancea, în așa fel încât să finalizăm cumpărarea de aparatură extrem de necesară actului medical care se desfășoară în județul Vrancea. De aceea o să dau cuvântul în două părți. Prima dată o să dau cuvântul managerului Spitalului Județean, domnul Constantin Mândrilă, și ulterior o să dau cuvântul directorului medical al Spitalului Județean de Urgență, Sfântul Pantelimon, domnul director Ochean, cu privire la natura aparaturii și a necesității acestea. Domnule președinte, mulțumesc frumos. Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, anul acesta Spitalul Județean Focșani a primit de la Ministerul Sănătății, în urma licitațiilor și acordurilor cadru încheiate, 24 de milioane însemnând achiziționare de aparatură în Spitalul Județean. La sfârșitul lunii octombrie, așa cum preciza domnul președinte, am depus ultima notă de fundamentare pentru a fi bugetată cei 6 milioane de lei achiziție aparatură din acordurile cadru pe care le avem încheiate. Evident că la sfârșitul săptămânii trecute nu aveam niciun răspuns din partea Ministerului Sănătății și atunci am venit cu această notă de fundamentare la Consiliul Județean, știind că de fiecare dată Consiliul Județean s-a implicat, nu mai mult decât atât, în urmă cu două săptămâni, avem adus aparatura pe fonduri europene tot de către Consiliul Județean în cadrul UPU Focșani. Știm că avem proiecte deja derulate pentru acele pavilioane care sunt în modernizare, vorbind de pneumologie, psihiatrie, ORL, oftalmo, dermato și, foarte important, avem dotare, modernizare, reabilitare, policlinica de copii, cum o cunoaștem cu toții, din cadrul Spitalului Județean Focșani, care este proiect tot finanțat de către Consiliul Județean, finanțare care este aplicată prin programele operaționale regionale. Astăzi nu am venit cu 6 milioane, ci cu 4 milioane, pentru că termenul este foarte scurt, iar o parte din aparatura pe care o avem pe acordurile cadru nu poate fi adusă de pe zi pe alta. Este aparatură medicală care furnizorii o comandă la producători și durează foarte mult până ajunge la Spitalul Județean. De aceea ne-am limitat doar la 3.900.000 și aproape 4 milioane. Aparatură care este certă și poate fi adusă săptămâna aceasta, să poată fi livrată, instalată, făcut instructajul și achitată în trezoreria Focșani. Sunt 18 puncte de, pe ordinea de zi în tabelul cu aparatură. Vreau să vă spun că aparatura merge la chirurgie generală, chirurgie plastică, ortopedie, terapie intensivă, cardiologie, oftalmologie, radiologie și bariofizioterapie. Eu, în speranța că o să votați acest proiect, vă mulțumesc de pe acum și să vă obișnuiți că o să mai veni și cu alte proiecte în fața dumneavoastră pentru a solicita finanțare din partea dumneavoastră. Mulțumesc, domnul președinte! Să fie spus exact de unde se reduc acești 800 de mii de lei. În același timp, aș vrea o explicație de ce nu am primit și noi această notă de fundamentare care a fost transmisă către Ministerul Sănătății. Poate erau mai multe detalii pentru o decizie cât mai corectă, deoarece în document avem o listă de aparatură, sumele de bani
și cam atât. Nu știu, cred că era binevenită o documentare mai amănunțită. Mai ales că, din ce am aduc aminte, săptămâna trecută am avut un proiect pentru preluarea spitalului de către Consiliul Județean, în care era o frază acolo care mi-a rămas în minte, că Spitalul Județean este în condiții optime. Îmi imaginez că dacă Spitalul Județean se află în condiții optime, nu era atât de important să ne grăbim și să nu venim cu un proiect foarte bine justificat pentru achiziționarea acestor aparaturi. Domnule președinte, domnule consilier, toată aparatura care există în Spitalul Județean este folosită, utilizată la maximum. Toți medicii, și vă invităm dacă doriți în Spitalul Județean și să vedeți toată aparatura care este adusă, inclusiv cea de anul acesta, da? Este folosită. Ba, mai mult decât atât, să știți că avem aparatură care este adusă de acum 2 ani, care a necesitat deja intervenție, este trimisă la producător, pentru că a fost folosită foarte mult. Vă dau un exemplu la gastroenterologie, un videoendoscop a fost folosit, s-au făcut 5.000 de investigații cu acel videoendoscop, numai la gastroenterologie. Întrebați doamna doctor Ianițescu, întrebați domnul doctor Chirilă, domnul doctor Benguș, care lucrează de o viață în acel spital și cât de utilă le este această aparatură. De la ecografe, la aparatură radiologică, la mese de operație, la lămși cialitice, la aparate de anestezie. Toate acestea le vedeți și le regăsiți oricând în Spitalul Județean, cu medicii alături care lucrează pe ele. Mulțumesc, domnule Consiliul Județean, amendamentul făcut de domnul Emilian, consilier Emilian de acum. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu majoritate de voturi, amendamentul a fost respins, supun plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Vrancea și, evident, cu alocarea sumei respective Spitalului Județean de Urgență pentru achiziția de aparatură medicală. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamne și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi.